E o coincidență fericită și un prilej de a le ura tuturor românilor și tuturor vorbitorilor și iubitorilor de limbă română la mulți ani de aici, din Brașov, unde ne bucurăm să avem a patra ediție a Caravanei Gaudeamus în orașul nostru, o ediție care anul acesta vine și cu evenimente conexe, două concursuri adresate elevilor din Brașov, un concurs de creație de artă plastică și un concurs de creație literară, ambele având ca temă principală Brașovul. Brașovul în prezent și mândria față de Brașov, dar și Brașovul în viitor, așa cum tinerii îl vor reprezenta artistic în perspectiva lui 2030. Sunt două evenimente care fac parte și se încadrează foarte bine în calendarul târgului de carte Gaudeamus, un târg care vine de asemenea cu conferințe, cu lansări de carte, cu evenimente de cultură în toate zilele până la finalul acestui weekend și este pentru prima oară când acest eveniment este inclus în programul și în lista proiectelor finanțate de Primăria Brașov, anul acesta având aceasta numărând 50 de evenimente finanțate din bugetul local. E o ediție de la care toată lumea are foarte multe așteptări, dat fiind succesul ediției precedente. Sunt peste 40 de participanți, cele mai cunoscute edituri din țară, distribuitori de carte românească și străină, muzică și jocuri educaționale. Cred că este cel mai potrivit moment atât pentru achiziționarea ultimelor lecturi de vacanță, dar și pentru aprovizionarea pentru noul an școlar. Pe lângă oferta deja tradițională, avem niște noutăți în acest an. Ele vin atât din sfera evenimentelor, cât și a proiectelor conexe. Evenimentul central al ediției va fi conferința susținută astăzi de profesor universitar dr. Adrian Lesenciuc și de părintele Vasile Oltean, cu prilejul aniversării Zilei Limbii Române. Un al doilea proiect special al târgului este reprezentat de cele două concursuri pe care le-am organizat pentru tinerii brașoveni. Sunt două concursuri adresate tinerilor de toate vârstele. Cei mai mici sunt invitați să-și pună la bătaie toată creativitatea în zona artelor plastice și să ne spună cum văd ei Brașovul peste câțiva ani. A doua parte a concursului vizează pe cei mai mari școlari din ciclurile gimnazial și liceal. Și este un concurs de creație literară. Tema în mare este aceeași, mândru de Brașovul meu. Concursurile au premii foarte generoase, este vorba despre 15 premii în valoare de câte 300 de lei oferiți de Radio România și de Primăria Municipiului Brașov. Înscrierea se poate face prin e-mail. Toate informațiile apropo de modul de derulare a concursului sunt disponibile pe site-ul www.gaudeamus.ro. Termenul de înscriere este sâmbătă 3 septembrie.